Asculta poporul meu și de a rugla Israel în căile mele. Și apoi urmează să prezinte câteva acțiuni pe care Dumnezeu ar fi gata să le facă pentru ca poporul să experimenteze binecuvântarea. Și uitați-vă ce spune, ce s-ar întâmpla dacă poporul ar asculta de glasul Domnului. Și ce, și ar trebui să ne gândim și noi ce se angajează Dumnezeu să aducă în viața copiilor Săi. Atunci când copiii Săi, poporul Său, stă de partea Domnului și îl onorează pe El. Într-o clipă, spune Domnul, într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor. Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor. Cei ce urăsc pe Domnul le-ar linguși și fericirea lui Israel ar dăinui în veci. Le-aș hrăni cu cel mai bun grâu și le-aș sătura cu miere din stâncă. Ei, acum, ce aș vrea să facem în această dimineață este să venim înaintea Domnului cu mulțumire și laudă privind la aceste lucruri ca la niște lucruri care în viața noastră deja s-au întâmplat. La niște lucruri pe care Dumnezeu în viața noastră deja le-a adus. Nu sunt doar niște lucruri pe care cineva să și le dorească să îi se întâmple în viitor sau în anumite circunstanțe, ci sunt lucruri de care noi, prin biruința Domnului Iisus Hristos de la cruce, le-am câștigat. Sunt ale noastre, slăvit să fie Domnul. Noi suntem partea poporului lui Dumnezeu. Prin credința în Domnul Iisus, am fost așezați în poporul lui Dumnezeu și privind la modul în care Dumnezeu se angajează să ne binecuvinteze, descoperim că Dumnezeul nostru, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, l-a înfruntat pe vrăjmașul nostru, pe diavolul, și-a întors mâna împotriva potrivnicilor noștri, împotriva diavolului și a întregii lui armate. Cei ce urăsc pe Domnul ar linguși. Fericirea poporului lui Dumnezeu va dăinui pe vecie. Suntem parte a poporului lui Dumnezeu care beneficiază de o fericire veșnică împreună cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să privim la aceste lucruri și să venim înaintea Domnului în această dimineață cu mulțumire, să spunem: Doamne, îți mulțumim că astăzi aceste lucruri sunt împlinite în viața bisericii Tale. Că astăzi noi înșine suntem beneficiari acestor binecuvântări. Că pentru noi vrăjmașul suprem, diavolul, moartea și păcatul, a fost nimicit într-o clipă prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce. Potrivnicii noștri au fost biruiți pentru totdeauna. Fericirea noastră este o fericire pe care ne-ai oferit-o pentru totdeauna, care dăinuiește veșnic. Și apoi în versetul 16 spune: l-aș sătura cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Se spune: Doamne, îți mulțumim că prin Iisus Hristos Tu ai săturat sufletul nostru. Ne-ai săturat cu cel mai bun grâu, cu miere din stâncă. Ai adus în viața noastră exact ceea ce ne lipsea. Eram flămânzi, eram lipsiți de tot ce era mai bun. Și prin Iisus Hristos, Doamne, Tu ne-ai fericit. Tu ai adus împlinirea sufletului nostru. Și, Doamne, noi astăzi nu mai trebuie să căutăm, ci noi putem să spunem că am găsit fericirea. Că am găsit, ne-am stâmpărat setea, ni s-a potolit foamea. Și găsindu-L pe Domnul Iisus Hristos, am găsit tot ce era mai de preț pentru viața noastră. Aș vrea să venim înaintea Domnului să spunem: Doamne, îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut în viața noastră. Și îți mulțumim că în Iisus Hristos am găsit totul de plin. Am găsit o viață împlinită de săvârșit. Haideți să ne ridicăm în picioare.